Am vorbit cu un băiat timp de 2 ani, așa, și tot acest timp el mă poreclea, îmi vorbea urât, se comporta urât cu mine. Văzând așa, am pus punct și am zis să rămânem prieteni, dar el o continua cu reproșuri, cu vorbe urâte, să mă amenințe, la școală punea băieții ia de mine, punea băieții să râde de mine, să strige după mine, la școală la fel. Văzând situația familiei, că n-am pe nimeni și că mama bea și una alta, o încerca să râdă de mine, să continui cu chestii de-astea, să-mi vorbească urât, să pun alte fete să iei de mine, văzând că eu nu-i băgam în seama și nu le vorbeam la fel de urât, încercam să fiu puțin mai finuță față de ei. Ei mă profitau de asta și mai mulți luau de mine, crezând că, având din vinde, crezând că mă dau cineva mai mare decât ei. Dar acum, în zilele astea respective, pe drum, tot așa se luau de mine, continuăm cu amenințări, cu vorbe urâte și acum 2 zile, unul dintre ei, un prieten dintre ei, s-au luat de mine, amenințându-mă că tot așa o să mă lovească dacă mă iau de prietena băiatului respectiv. Și a doua zi ieri, asta întâmplându-se ieri, a venit unul dintre ei, fost o prieten și mi-a dat cu palma peste față. Am fost aici la poliție, în Comuna Țibana, dar am depus plângere, dar ei mi-au zis că o să-i chemi, o să trimit o declarație, o să-l trimit o citație și poate că o să-l dea o amendă. Dar ei, când am venit aici în Țibana, ei mă urmăreau pe mine să vadă dacă le declar la poliție, dar poliția de aici, la 2 pași alături de ei, nu a fost să le zică nimic, să le spună ceva sau să le bage puțin în speriți. Atât, cei doi. Aha. Trecuse și chiar m-au urmărit când am venit aici, după ce mi-a dat cu palme, am venit aici plângând. Și ei m-au urmărit până aici așa și văzând că așa, după o lume au venit aici, am intrat în dispensar și...